îmi place și vreau să joc categoria maraton. Dețin momentan porumbei și de categoria, sau pentru categoria viteză demifond, în special porumbei de la Horvat Coarce din Ungaria. Pentru categoria maraton dețin un lot numeros de porumbei Arden. Momentan ne aflăm în compartimentul zburătorilor, unde am un număr de 36 de boxe, în care concurează aproximativ 70 de porumbei maturi. Porumbeii concurează pentru categoria maraton și fond. Dețin un număr de aproximativ 40 de porumbei maturi în fiecare an, adică 40 de porumbei maturi și 30-35 de porumbei tineri, pe care îi concurăm la maraton. E nevoie ca să concureze și cei tineri un, sau să zboare la un maraton. Bun, primăvara pun porumbei în pereche în așa fel încât să aibă la prima etapă să aibă 2 săptămâni de văduvie porumbeii, în condițiile în care îi lăsă să clocească, îi lăsă să crească pui până la aproximativ 12-14 zile după care le iau puii. Trebuie să aibă la prima etapă, după cum ziceam, 2 săptămâni de văduvie. Îi concurez văduvi până la primul maraton, inclusiv primul maraton, după care porumbeii rămân la natural, îi lasă să clocească. Din punctul meu de vedere, motivarea porumbeilor pentru maraton la natural e mai bună decât metoda văduvie. Porumbeii de la prima etapă până aproximativ până la primul maraton îți băgați la fiecare etapă, în fiecare săptămână. În timpul săptămânii, dacă am timp, le fac un antrenament sau două pe săptămână, în condițiile în care porumbeii sunt duși până la Valea lui Mihai. Valea lui Mihai pentru mine reprezintă o distanță de 70 de km, 65-70 de km aerian. Porumbeii de maraton sunt îmbarcați și pentru primul fond, care este aproximativ cu 10 zile înainte de îmbarcarea primului maraton. Ori de câte ori duc porumbeii la antrenament, îi las, atâta timp cât îți văd, îi las să se vadă, să se întâlnească acasă. Lucrul ăsta se întâmplă aproximativ pe o durată de 15-20 de minute, în condițiile în care îi ajung mai repede decât mine, datorită traficului. Când ajung acasă, îi despart pe sexe. Iar porumbeii la primul maraton, că sunt văduvi, dar nu îi las să se vadă înainte, doar înainte cu o zi sau două, când sosesc de la ultimul antrenament, înainte de a fi îmbarcați pentru maraton. După primul maraton, porumbeii sosesc acasă, care sosesc, urmează să-i las în pereche, să-i las să aibă ouă. Porumbeii aproximativ după 10-11 zile încep să ouă femelele, după care îi las să clocească, însemnând la al doilea maraton să aibă ouă de 7-8 zile aproximativ. La al treilea maraton, unii vor avea pui mici, pui de aproximativ 7-8 zile, iar alții vor avea din nou alte ouă. Din experiența anilor trecuți, porumbeii, ținând cont că pleacă la maraton, se motivează cel mai bine sau au cea mai bună poziție de cuib în momentul în care au pui de aproximativ 7-8 zile la plecare. Pe cât posibil fac în așa fel încât să le fac această poziție de cuib. Din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai bună poziție de a-i motiva pentru maraton. Înaintea etapelor de maraton, porumbeii mei sunt hrăniți cu mâncare Byers. Fapt, tot timpul anului primesc mâncare Byers, în special în ultimele zile înaintea îmbarcării porumbeilor la maraton, aceștia primesc mâncare Koopman, plus seara, ca și un desert, primesc aproximativ 5-6 alune pentru fiecare. Porumbeii sunt duși la antrenament, îmi place să fac antrenamentele târzii, adică de seara. Porumbeii să ajungă acasă înainte să se întunece cu 10-15 minute. După întoarcerea porumbeilor de la maraton, aceștia sunt hrăniți aproximativ o săptămână cu o mâncare mai slabă, cu mâncare Gabi Van Den Abel, după care urmează aproximativ 3-4 zile în care primesc 50% Gabi Van Den Abel, 50% mâncare Koopman, iar în ultimele 4-5 zile, înainte de a îmbarca la următorul maraton, aceștia sunt hrăniți doar cu mâncare Koopman, pe lângă care le mai dau și alune extra. Legat de tratamente, ce aș putea să vă spun?
consider că nu e o regulă să le dai tot timpul la porumbei același tratament și să le dai de fiecare dată mecanic la porumbei tratamente. Le încerc să dau cât mai puține tratamente și atunci când o fac folosesc gama Belgica, pentru că ei respiratorii folosesc Orni Special, VN Red, Belga Thai. Pentru tricomonoză folosesc de la Renfrid Gamba Coxidul, folosesc BS-ul. În cazul în care îmi dau seama că au o problemă gravă legată de tricomonoză, folosesc metrozolul. Asta e un porumbel reprodus din 2 ardeni. Tata porumbelului e un arden de Michael Buick, iar mama porumbelului e un porumbel tot arden ce provine din liniile vechi de arden ale crescătorului maghiar Sobo Geiza. Actualul porumbel câștigă două locuri, unul în județul Satu Mare, probabil top 3 pe zonă la maraton tineret, atât la maraton tineret cât și la maraton Grand Prix. Totodată, porumbelul este as național la vârsta de un an, este locul 2 județean as național. Porumbelul a fost concurat două etape la maraton, amândouă etapele a avut ouă de aproximativ 7-8 zile. Care an reproduc aproximativ 100 de pui pentru mine, care încerc să îi reproduc cât mai repede posibil. Pun matca în așa fel în pereche încât pe atunci pe când apar inelele să pot să minelez puii. Asta înseamnă că îi pun în luna decembrie în pereche. Datorită faptului că îmi place să joc la maraton la un an, încerc să-i pun în așa fel în pereche, în așa fel încât să fie cât mai în vârstă, pot să zic așa. Înainte să înceapă sezonul cu pui, le fac aproximativ 10 antrenamente. Cel mai lung antrenament, aproximativ 100 de kilometri aerian. După care urmează etapele cu pui. Prima etapă cu pui având 130 de kilometri cale aeriană. Până anul trecut am jucat pui inclusiv la demifond pui. De anul ăsta mi-am propus ca să joc pui doar la viteză. Datorită faptului că la etapele de demifond și la etapa de fond pui se pierd foarte, foarte mulți porumbei. După ce se termină sezonul cu pui, bineînțeles că fac o selecție și la mână. Cei care nu-mi plac sunt eliminați. Rămân doar cei care sunt mult mai buni la mână și consider că și aceasta este un lucru foarte bun, selecția la mână. Porumbei de un an îi joc până la fond.
dar datorită faptului că îmi place să joc și la maraton, îmi aleg un lot de aproximativ 10 porumbei de un an care concurează la vârsta de un an și la maraton. Datorită faptului că îmi place să joc și la un an la maraton, au început să apară și rezultatele. În anul 2019 am o femelă foarte bună din punctul meu de vedere la maraton pe zonă, ceea ce mă bucură foarte mult.